Festivalul Namaste India aduce în inima Bucureștiului aromele, culorile și farmecul verii indiene. Românii fascinați de cultura și tradițiile Indiei sunt invitați să descopere aspecte importante din viața lui Gandhi, să asculte povești de călătorie, să citească traducerea direct din Bengali în română operei primului laureat Nobel din Asia, Rabindranath Tagore, să urmărească paradă de sariuri, să practice yoga și să deguste preparatele culinare specifice Indiei. Ediția de anul acesta se bazează și pe legătura strânsă dintre cultura indiană și cea română, legătură evidențiată prin influența indiană asupra poetului Mihai Eminescu. Aceasta a fost valorizată pentru prima dată de Amita Bose, important eminescolog, scriitoare și traducătoare din bengali și română. Personalitate marcantă a culturii indiene, Mahatma Gandhi, reprezintă una dintre figurile centrale ale festivalului. Această ediție aduce în prim plan personalitatea lui Mahatma Gandhi, de la nașterea căruia se împlinesc anul acesta 150 de ani, un moment care e marcat de noi în cadrul festivalului prin două prezentări, două evenimente legate de biografia lui, de viața lui, dar și de învățămintele lui legate de etică și devotament. Au foarte multe lucruri interesante și îmi place. Nu este prima dată când vin și pot spune că vin fiecare an aproape. Întotdeauna găsesc ceva nou. Am pregătit un desert indian, noi având laborator propriu, am pregătit practic cel mai cunoscut desert. Kulfi este o înghețată indiană care se face cu lapte cremos, bineînțeles, cu migdale, caju, fistic. Interesant de știut. E o cultură veche, așa că vrem să știm. Ca în fiecare an, vizitatorii își pot cumpăra articole vestimentare, accesorii și suveniruri cu specific indian de la târgul de produse artizanale. De asemenea, pot testa pictura cu henna și au parte de sesiuni de yoga, ayurveda și astrologie vedică. Organizat la Casa Universitarilor, sub înaltul patronaj al Ambasadei Indiei în România și de Asociația Centrul Cultural Rabindranath Tagore, festivalul își închide porțile duminică seara.